Ciolan pun în groapă pe Alexander Adamescu. Noi informații despre documentul prezentat de fiul lui Adamescu la Londra, am sesizat parchetul. Administrația Națională a Penitenciarelor a anuncat vineri ce documentul prezentat autorităților britanice de reprezentantul legal al lui Alexander Adamescu nu a fost emis de ANP. ANP a făcut o serie de precizări după ce în spațiul public au apărut informații cu privire la emiterea de această instituție a unei presupuse adrese oficiale cu referire la Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu. În cursul lunii ianuarie, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost întreprinse demersuri interne de verificare a veridicității documentului supus mediatizării. Rezultatul verificărilor interne a stabilit faptul ce documentul analizat, în forma sublinierei conținutul prezentat autoriților britanice de către reprezentantul legal al numitului Bogdan Alexander Adamescu, nu a fost emis sublinierei, în consecință, nici nu poate fi asumat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, se precizează într-un comunicat al ANP transmis vineri Ager Press. Potrivit ANP, transmiterea oricăror informații sau documente referitoare la garanțiile acordate statelor partenere, în vederea aplicării mandatelor de arestare europene emise de instanțele naționale, se realizează prin Direcția Drept Internațional sublinierei Cooperare Judiciar, Serviciul Cooperare Judiciar Internațional din cadrul Ministerului Justiției. Astfel, conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor a procedat, în data de 1402-2018, la sesizarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, cu privire la suspiciunea sevâr sublinierei infracțiunilor prevăzute de articolul 320 alineatul 1, falsul material în înscrisuri oficiale sublinierei articolul 323, uzul de fals, din legea numărul 286/2009 privind codul penal, arată ANP. Alexander Adamescu a fost arestat în Marea Britanie, după ce a prezentat unei instanțe din Londra, în cursul judecării procedurii de extradare, un document emis în aparent de Administrația Națională a Penitenciarelor, document neasumat însă de această instituție. Curtea de apel București sublinierea a emis pe 6 iunie 2016 un mandat european de arestare fac de Alexander Adamescu, cercetat de procurorii anticorupție pentru sevâr sublinierea a două infracțiuni de dare de mit. Ca urmare, având în vedere ce Adamescu se afla pe teritoriul Marii Britanii, a fost inițiat procedura de predare a acestuia, astfel încât să fie asigurat prezența sa în fața organelor judiciare române. Adamescu a fost ulterior pus sub control judiciar în Marea Britanie, iar la 31 ianuarie 2018. În cursul judecării procedurii de executare a mandatului european de arestare, apreturii se i-au prezentat instanței de judecat din Londra un document emis, în aparent, de Administrația Națională a Penitenciarelor.
la începutul lunii martie, instanța din Londra a dispus înlocuirea măsurii controlului judiciar cu cea a arestării preventive, deoarece documentul prezentat de avocații lui Adamescu nu a fost asumat de ANP. În data de 23 martie, instanța britanică a analizat cererea inculpatului Adamescu Bogdan Alexander de înlocuire a măsurii arestării preventive cu eliberarea pe cauciune, dar, nefiind convins de explicațiile oferite în legătură cu prezentarea acelui document, instanța a respins cererea. Decizia final privind executarea mandatului european de arestare a inculpatului urmează a fi luat de acea subliniere instanță, a informat DNA.